Comisia trimisă la fața locului de autoritatea electorală și-a dat acordul pentru reorganizarea secțiilor de votare, astfel încât la viitoarele alegeri vor exista 21 de secții de votare în municipiul Curtea de Argeș. Am reorganizat secții de votare astfel încât nicio secție să nu depășească 2000 de alegători. A fost dată o hotărâre de guvern, în curând va fi și publicată în Monitor oficial. Am reorganizat toate secțiile, am realocat anumite străzi, blocuri, astfel încât și deplasarea cetățenilor către secțiile de vot să fie în zonă. Vor fi secții de vot în aceeași locație mai multe. La ultimele alegeri, pe raza municipiului Curtea de Argeș au existat 16 secții de votare. Anul acesta, în România, vor avea loc alegerile europarlamentare în data de 16 mai și alegerile prezidențiale în luna noiembrie.